Bună ziua, dragii mei copilași! Astăzi din nou suntem alături de voi, împreună cu iepurașul Doremiș. Bună ziua, dragi copii! Doremiș, mai ții minte și voi, dragi copii, la ora trecută am audiat sunetele ale naturii, bubuitul tunetului, ciripitul păsărilor, murmurul izvoarelor, urăcăitul prăscuților, foșnetul frunzelor. V-ați amintit, copii? Iar acum, ascultați niște sunete și o să vedeți ce fel de sunete sunt acestea. Ce sunete sunt acestea, Doremiș și voi, dragi copii? Vai, sunt niște sunete fermecătoare! Ai dreptate, Doremiș! Aceste copii sunt sunete muzicale, fiindcă le-am interpretat la un instrument muzical care se numește metalofon și este pentru voi, dragi copii! Dar de ce se numește metalofon? Se numește metalofon fiindcă este alcătuit din niște plăculițe din metal și pe care lovesc cu ciocănașul și apare sunetul. Uite așa! Vai, parcă picură ploița! Ai dreptate, Doremiș, parcă picură ploița. Dar eu știu și un cântecel despre ploiță. Vreți să-l auziți? Da, desigur! Ascultăm! Vine ploaia peste lungi, cu picioare albastre lungi, tic, 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 grâul crește mare-n spic, tic, 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 grâul crește mare-n spic. Ți-a plăcut cântecelul, Doremiș? Da, foarte frumos! Dar vouă, dragi copii? Cred că v-a plăcut, da? Haideți să cântăm împreună cu Doremiș și cu voi, dragi copii. Poftim! Vine ploaia peste lungi, cu picioare albastre lungi. Pic, 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 grâul crește mare-n spic. Pic, 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 grâul crește mare-n spic. Bravo, copii! Ați fost astăzi fermecători! Iar acum, copii, vă propun să audiați o piesă care se numește Ploița și Curcubeul. O să ascultați atent și o să vedeți la ce instrument muzical a redat compozitorul Serghei Prokofiev ploița. Și tu, Doremiș, să fii atent! Iar nouă nu ne rămâne nimic decât să vă zicem la revedere! Pe curând!